Te salut cu drag. Sper ca ziua ta să fie minunată. Ai nevoie de asta, știu. Eu sunt Radu Leca. Cu drag stau aproape. Când ai nevoie de mine, trebuie doar să mă suni. Astăzi vorbim despre părintele ce caută boala copilului. Există părinți care, din multiple motive, stau și răscolesc genetica copilului, sângele copilului, probe de salivă, de urină fecale, probe de piele, căutând o boală. Boala aceasta ar putea apărea. Ea nu este 100% exactă sau reală. Și ei caută să găsească un răspuns care nu o să vină niciodată. Se consumă foarte tare. Expun copilul unor multiple traume. Da. Îl fac pe copil să sufere. Da. Îl sperie. Da. Atunci când 1, 2, 3 doctori la care ajung acești părinți le spun părinților: stați liniștiți, nu este momentul să căutați, boala nu se manifestă. Răspunsul lor este de a căuta o rezolvare în altă parte decât au fost. Și doctorul care a spus stai liniștit, nu este momentul să te gândești la lucruri negative, este anulat. El este înlocuit imediat. Din punct de vedere psihoemoțional, acest părinte ajunge la o saturație. Nu mai poate comunica atât de bine cu medicii care urmează în viața lui și caută sprijin într-un cabinet de psihologie. În cazul în care, ferească Sfântul, psihologul îi spune: om bun, îți dai seama că ai făcut o fixație? Nu e adevărat! Îți dai seama că gândul tău este obsesiv? Nu e adevărat! Îți dai seama că ai o problemă? Nu e adevărat! În cazul acesta și psihologul o să fie schimbat. Ce e de făcut? Psihologul trebuie să ajute în mod real clientul. Așa că va cere să vorbească cu partenerul de viață sau cu alt membru al familiei, ca să poată găsi împreună cu acesta o rezolvare. Bun. Părinții care caută boala să o descopere, să găsească un nume, se vor lega de anumite lucruri aflate din analize și le vor transforma în ceva îngrozitor? Da. Da. Ele au potențial negativ în timp. Da. Da, de ce să nu aflăm totul de acum? Păi nu e momentul, acum nu prea ai ce să afli. Cum nu am ce să aflu? Eu vreau să aflu. Eu vreau să fiu cel mai bun părinte. Bine, bine. Ești cel mai bun părinte. Ești. Dar modul în care tu te manifesti aduce după sine instaurarea traumei în universul copilului tău. Nu e adevărat. Ce știi tu? Dacă tu ai trăit ceea ce eu trăiesc, dar eu văd ceea ce tu faci în fiecare zi din 10 locuri diferite. Da, dar nu e viața ta, e viața mea. E adevărat. Nu ai cum să mă înțelegi. Bine, nu am cum să te înțeleg. Vezi? Tot încerc să nu-l supăr. A căuta elemente care concură către ideea unui rău prezent în organismul copiilor transformă iremediabil familia. Noi avem nevoie în interiorul familiilor noastre de transformări, dar transformările acestea trebuie să fie pozitive, nu negative. Ce este de făcut concret? Soluție. Părintele obsedat de o boală aparentă a copilului trebuie să vină la terapie. Și trebuie să facă terapie până când înțelege unde greșește, cât greșește și în ce direcție greșește.
Copilul trebuie să facă și el la rândul său terapie cu un alt psiholog, nu cu același, specializat pe lucru cu copiii. De asemenea și partenerul părintelui care caută boala trebuie să facă terapie. Toată lumea trebuie să facă terapie. Dar nu merg pe ideea că este corect să se facă terapie cu aceeași persoană. Și atunci, trei terapeuți, o familie. Sau un terapeut, psihoterapeut minunat pentru toată familia. Bun. Va veni rezolvarea? Aparent, după câteva luni de zbucium, da. Și real? Real în timp. În câte luni? Multe luni. De ce? Fiindcă gândirea obsesivă este foarte greu de controlat. Cum poți îndepărta un gând obsesiv? Creând o punte de înțelegere între ceea ce se întâmplă real în jurul său și ceea ce își dorește să se întâmple în jurul său. Stai, vrei să spui că părintele caută boala ascunsă a copilului ca să, deja e gândul negativ, ca să poată preveni și mai ce să facă, ca să poată controla ce? Un posibil eveniment negativ și mai ce? Să simtă că face ceva. Cum adică? Să crească. În ce direcție? A valorii. Unde? În interiorul familiei. Da, dar gândul ăsta nu e bun. Nu, nu e bun. Și atunci, vă rog din suflet. Găsiți-vă timp și pentru voi, toți cei care vânați bolile imaginare ale copiilor voștri, sau boli care ar putea apărea peste un an, 2, 3, 5. Găsiți-vă timp și pentru voi să fiți pregătiți să luptați cu ele și să nu le căutați acolo unde nu sunt. De ce? Dintr-un simplu și singur unic fapt. Vă veți epuiza. Epuizându-vă, energia voastră nu o să mai meargă în locul care trebuie. Și copilul vostru nu o să mai poată primi cea mai bună variantă a voastră. Copiii au nevoie de voi în cea mai bună variantă a voastră. Vă salut cu drag. Eu sunt Radu Leca și de aproape 20 de ani, sub diferite forme, consilier de dezvoltare personală, formator, evaluator competențe personale, psiholog, repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept la cabinet. Dumnezeu să te binecuvânteze.